Așa arată centrul orașului Ploiești în plină pandemie de coronavirus. De câțiva ani, războiul politic, incompetența și lipsa de reacție a celor care conduc primăria Ploiești au dus starea orașului la cel mai jos nivel din ultimii 30 de ani. Mai exact așa arată centrul orașului Ploiești la doar câteva sute de metri de clădirea de lux a primăriei. Primăria Ploiești este condusă de 4 ani de primarul liberal Adrian Dobre, viceprimarul PSD Cristian Ganea și viceprimarul ALDE George Pană. O întrebare din public sună așa: vă place cum arată orașul Ploiești?